Salutare dragi prieteni și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider și astăzi filmăm un nou episod de motovlog. Despre ce vorbim astăzi? Ei bine, vorbim despre motociclete, bineînțeles că este un motovlog. Tot mergem pe motocicletă. Sper că v-a plăcut vlogul trecut în care am vorbit despre ce înseamnă donator de organe, de ce este bine să renunțăm la aceste cuvinte din vocabularul nostru. Și un dual vlog, zic eu, reușit despre tema asta. În schimb, astăzi vorbim despre oamenii care își iau motocicletă. Bine, până la motocicletă, până să ții motocicletă, îți mai pui câteva întrebări, gen unde să fac școala, ce motocicletă să-mi iau. Și după aia vine treaba cu ce echipament să-mi cumpăr. E, la treaba asta cu echipamentul pot spune eu că este puțin mai dificil decât în cazul unei motociclete. Și de ce spun asta? Ție poate să spice bata pe o motocicletă, pe un tip de motocicletă. E, la echipament nu prea e așa. Degeaba spică ție bata pe un tip de echipament, pentru că e posibil ca vara sau toamna să nu poți să te îmbraci cu echipamentul ăla pe care tu îl vrei. Și atunci chiar nu știi ce echipament să-ți iei. Revenind la ce spuneam mai la început și anume cu despre ce vorbim în vlogul ăsta, ei bine, în vlogul ăsta o să vorbim despre diferența între a merge pe stradă în oraș sau pe stradă în afara orașului, pentru că sunt două lucruri total diferite și atunci dacă ții motocicletă trebuie să știi exact ce faci cu ea, ca să știi exact ce model sau ce motocicletă să-ți iei, pentru că degeaba ții tu o hardughie de motocicletă când tu vrei să te strecori printre oameni prin oraș, pentru că nu o să ai cum. Dacă e motorul mare, mă refer ca și gabarit, atunci nu o să prea reușești să mergi prin oraș și stai bară ca mașinile. Și atunci astăzi dezbatem puțin treaba asta cu mersul în oraș și mersul în afara orașului, ca să știi și cum te echipezi și ce tip de motocicletă trebuie să-ți iei în momentul în care zici, băi, eu majoritatea timpului o să merg prin afara orașului. Atunci exact știi la ce motociclete și la ce modele te înscrii ca să le cumperi. Care este marea diferență între a merge în oraș cu o motocicletă și a merge în afara orașului cu motocicletă? Ei bine, aici apar niște probleme, pot spune, da? În momentul în care mergi în afara orașului, vântul o să te bată rău. Și e bine de știut aici că în momentul în care vrei să mergi foarte mult în afara orașelor, să mergi, să te plimbi, să faci România, lumea, nu știu ce vrei tu să faci acolo cu motocicleta ta, să știi că îți trebuie o motocicletă cu carenă sau care duce la drum lung. Echipamentul de oraș față de cel din afara orașului și el poate să difere puțin. De ce? În oraș poți să te îmbraci puțin mai casual, exact cum sunt eu, cu niște pantaloni din ăștia, gen Individi de la Magna, Kevlar pe dinăuntru, dar totuși care au protecții și merg foarte, foarte lejer prin oraș. Sunt buni și pentru timp mai călduros și ceva care respiră, pentru că în oraș căldura este din ce în ce mai mare, pe timp ce se construiesc clădiri și de la betoanele astea te încălzești foarte, foarte mult și atunci ar trebui să ai ceva casual pe tine, nu full piele, pentru că în momentul în care te-ai dat jos după motor zici că ți-ai uitat calul sub picioare. Și atunci în oraș trebuie să ai ceva mai casual. Bine, acum depinde și de stilul tău de mers. În momentul în care ai ieșit din oraș, treburile se complică puțin. De ce? Pentru că, nefiind în oraș, viteza este una mult mai mare și o să vezi că de cele mai multe ori o să duci motocicleta până în limita maximă de viteză și o să vrei să te dai pe curbe, dar acolo apar niște probleme. Trebuie să știi cum să te dai pe curbe. Da, nu e simplu. Trebuie să știi cum să stai pe motocicletă, cum să te dai pe curbe, de ce să te ferești în momentul în care ieși din oraș, pentru că sunt foarte, foarte multe pericole. Bine, și în oraș sunt foarte multe pericole, dar și în afara lui. De la curbe periculoase până la asfalt murdar, ud, nisip pe jos, șoferi neatenți. Deci toate astea le găsești. Nu e plimbare în afara orașului fără să găsești una dintre astea. Și atunci de-aia spun că în afara orașului totuși ți-ar trebui un echipament adecvat, adecvat condițiilor de drum și de vreme și de motocicletă. Da, toate astea țin de motociclete și de motociclism. Diferența între oraș și în afara orașului
constă în viteza de deplasare. De ce? În momentul în care ești pe viteză, cu o viteză mică pe motocicletă, anumite sisteme fizice sau forțe fizice nu sunt la fel ca în cazul celor în care ai viteză. Și atunci pot spune eu că, în general, mersul în afara orașului este diferit de mersul în oraș. În oraș trebuie echilibru foarte mult, trebuie să știi să te joci cu frâna, cu ambreiajul, printre mașini, ca să nu iei oglinzile nebunului comerțan. Vorba lui Marius Băcile, zici că să dau pe gratis astea în București. Liberte! Ele mi scot limbile, liberi, liberi. Lai, lai, la, lai, lai, la, lai, la, lai, la, la. Lai, lai, la, la. Lai, la, lai, la, la. Lai, 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 la, lai, la, la. La, 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 la. La 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 la. Cânt frumos, nu? Da, da, mulțumesc, da. La 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 la. Frânare de urgență, am învățat bine, băi băiatule. Mamă, cum am oprit-o și cât de repede am oprit-o. Ai, aleu, ce să-mi pige, aleu, mămică, aleu. La, 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 frânare de urgență din nou. Mamă, mamă, mamă. Cântăm și punem frânări de urgență pe șoseaua asta. N-am văzut așa ceva în viața mea. Hai, salut și ție, hai noroc și mie. Da, mă, mi-a murit camera de față. Și nu vreau acum să reformatez, pentru că vreau să salvez imaginile pe care le-am tras mai devreme în două cadre. Așa că, cum am început într-un cadru, așa continuăm și acum. Adică cu camera de pe cască. Și am și uitat unde am rămas. Că na, am mai mers eu, am mai stat, am mai cugetat, am mai gândit vreo 10-15 minute acum cât merg prin București. În oraș îți trebuie ceva casual, ceva care să nu se observe neapărat că ești cu motorul. Bine, bocancii ăsta de astea e altă poveste cu bocancul. Dacă vrei poți să-ți iei bocanc casual, dar cu protecții de motor pentru oraș. Da, ați auzit bine, pantaloni și gecuță și ce vrei tu, tot așa casual, hanorac și tot felul de lucruri din astea. Am făcut eu un videoclip în trecut, dacă vrei să vă uitați, la cei de la Moto Emotion în magazin acolo, și am spus și am explicat exact toate în mare echipamentele de acolo din magazin. Păi bine, Moto Rider, dar care-i diferența până la urmă dacă mergi în oraș și în afară? Unde e mai periculos, în oraș sau în afara orașului? Mă, la treaba asta cu periculosul nu știu ce să spun. De ce nu știu ce să spun? Pentru că în oraș sunt multe pericole. Și în același timp, și în afara orașului, sunt aceleași pericole ca și în oraș. De ce? Și în oraș poți să întâlnești nisip, poți să întâlnești curbe cu ulei pe jos, poți să întâlnești șoferi neatenți. Aici toată diferența face că în oraș sunt mult mai mulți șoferi decât în afara orașului. Trebuie să fii mai atent din punctul ăsta de vedere al conducătorilor auto. Și asta e toată diferența. În oraș trebuie să fii mai atent la mașini în jurul tău și la ce se întâmplă, iar în afară la fel, tot așa, trebuie să fii atent în jurul tău la ce se întâmplă și să fii preventiv. Deci ca și conducere motocicletele se pot conduce la fel și în oraș și în afară. Preventiv, aceleași principii se aplică, dar atenția ta trebuie să fie sporită la diverse lucruri. În afara orașului să fii atent mai mult la asfalt și, dacă se poate, să fii cât mai preventiv, pentru că nu știi niciodată, mai ales dacă nu știi drumul, ce se poate întâmpla. Iar în oraș trebuie să mergi preventiv și să stai să urmărești fiecare mașinuță așa, ca să vezi ce intenții au, ca să nu te prăpădești și să piși ca un nebun pe jos și să dai cu bostanul de asfalt și să trebuiască să îți iei altă căscuță, alt motor, Doamne ferește. Asta e toată diferența între oraș și în afara orașului. Trebuie să fim conștienți că, na, suntem în România, drumurile nu sunt
foarte bune și atunci ar trebui noi să suplinim pe treaba asta și să fim foarte, foarte atenți în momentul în care ieșim totuși cu motocicleta, indiferent unde am fi noi, dacă suntem în oraș sau în afara lui, pe șosele. Bravo, așa, ce frumos ar fi să vin eu să ți-l bag în mașină, nu? Mucul ăla de țigară. Da, ce să spun. România educată, exact despre ce vorbeam, nu? Da. Lucrurile interesante apar în momentul în care ești începător, pentru că ai tot felul de întrebări și nu știi cum să răspunzi la aceste întrebări. Gen, cum am spus eu mai devreme, ce echipament trebuie să-mi iau în oraș? Ce echipament trebuie să îmi iau dacă vreau să merg în afara orașului? Acum, dacă vrei să mergi și în afară și în oraș, crede-mă că în 2-3 ani o să strângi multe, multe echipamente de motociclism. Și nu o să-ți vină să crezi câți bani ai investit dacă stai la sfârșit după 2-3 ani și te uiți la ele. Pentru că vara n-ai cum să mergi în tricou pe motor și atunci îți trebuie o armură. E, dacă mergi la un drum mai lung, s-ar putea să te prindă și seara, chiar dacă este vară, este un pic răcoare și ar trebui să-i ții o geacă. Dacă mergi pe un timp mai răcoros, și acolo la fel, îți trebuie geacă. Și să strâng. Pe lângă geacă mai ai și buți, mai ai și pantaloni, mai ai și cască, mai ai și mănuși, care și astea trebuie adecvate conform vremii. Deci de aici lucrurile se împart în foarte, foarte multe direcții. Trebuie înainte să ne luăm motocicletă să stăm să ne punem pe foaie. Băi, ce vreau eu să fac cu motocicleta? Vreau să merg de acasă la muncă. Vreau să merg de la muncă acasă. Sau de la muncă la muncă. Na, că ai mai multe joburi, nu știu. Vreau să merg de la Mamaie la Satu Mare, la Mamaie la Vâlcea. Și te duci de la Mamaie la Mamaie și atunci e un drum lung și trebuie să-ți iei echipament de drum lung. Deci eu așa vă sugerez, dacă vreți să vă luați un motor, stați și puneți pe foaie și vedeți și bugetul, că și ăla este foarte important, să aveți buget și să vedeți cum vă încadrați în bugetul ăla. Cu tot cu echipament. Nu dați echipamentul la o parte că degeaba v-ați luat motor. Și credeți-mă că asfaltul doare. Că nu degeaba poartă aia piloții la curse echipamente de atâtea mii de euro. Pentru că asfaltul doare, într-adevăr, ei se dau mai tare acolo, dar asfaltul doare. Și puteți să vedeți poze pe internet cu cât de tare doare asfaltul. Vă dați seama din poze cât de tare doare, da. Dă-i și tu un comentariu acolo pentru că ajută să crească videoclipul și spune-ne și tu în comentarii tu unde vrei să mergi cu motocicleta ta. Ce vrei tu să faci cu motocicleta ta? Vrei să mergi prin oraș? Vrei să mergi prin afară? Spune-ne și nouă ce vrei să faci tu cu motocicleta ta. Chiar dacă o ai, chiar dacă nu o ai, nu contează. Spune-ne ce vrei să faci cu ea. Să ne uităm și noi acolo să vedem ce se întâmplă în țară și unde sunt cei mai mulți motocicliști, dacă în afara orașelor sau în orașe și pentru ce folosesc aceștia. Unde tăti cu trecerea? Voi sunteți nebuni? Vă mulțumesc din nou, nu uita să dai și tu comentul ăla, să vedem și noi acolo ce se întâmplă, să fii și tu un motorider de pe www.motoridershow.ro. Hai cu share-ul ăla blanao, iar motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!